nu beau cafea, nu fumez, înțelegi? Trebuie să am un viciu. Da. Cred că este viciul meu. E Da. Ai un una dintre ritual? Da, așa. plăcerile cele Da. mai... Adică fără asta cred că nu aș fi întreagă. Abia aștept. Știi cum aștepți să fumezi o țigară Nu după... fumez, nu știu. Da? Dar Știi știu cum cum aștept aștepți dimineața să beau să bei o cafeaua. cafea? Ei, Da, foarte da. bine. Eu așa aștept dimineața să pot să Da. încep să scriu, să intru într-o poveste. Nu mi se părea frumoasă, mai ales la început, dar nici multă vreme după aceea, ci abia târziu am înțeles că era ca o nestemată, scăpată în tulburimile bălții, cu totul nepotrivită în Mahalaua Gorgani, unde părea căzută din cer, ca acel Hasan celebi zburătorul după care s-a dat numele unui pod. De multe ori este vorba doar despre un cuvânt, e vorba despre o întâlnire cu un om sau este vorba pur și simplu despre o emoție din categoria celor pe care nu le poți clasifica. Știi? Da. Emoțiile a zis, Doamne, ce m-a apucat? De câte ori mi se întâmplă Da. asta, cu siguranță încep să crească în jur personaje. De la personaje pornesc întotdeauna. Da. Mă gândesc la ea, îmi vine în minte o floare cât unghia, de un roșu scânteitor, numită sângele dracului. Cum dai cu ochii de azi vine să o duci la nas, nu atât ca să-i simți parfumul, cât pentru că te aștepți să tresară din cauza atenției tale. Dar odată ce ai mirosit-o, ești ca și mort.